Una dintre principalele activități ale celor de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara este întreținerea digurilor din județ. Cum în ultimii ani județul nostru a fost ferit de inundații pe suprafețe mari, se poate spune că angajații de la SGA Hunedoara și-au făcut treaba în ceea ce privește întreținerea acestor diguri, care și în sezonul ploios din acest an sunt sigure. Suntem în sezonul ploios. Digurile noastre sunt uh, cosite în fiecare an, la începutul lunii aprilie și mai. Uh, nu sunt toate terminate pentru cosiri. Sunt uh, toate dispozitivele hidromecanice de acționare a mecanismelor de la subtraversări sunt funcționale. Acestea au fost verificate la controlul, uh, la verificările de toamnă. Ele sunt verificate, bineînțeles, în fiecare an. Toate digurile noastre sunt funcționale. În această perioadă continuă cosiri continuă vopsirea barierelor, continuă acționarea cu ierbicid pentru zonele care sunt dalate, tocmai pentru a proteja uh, taluzele respective. Nu am avut probleme de niciun fel la digurile din administrarea noastră. Directorul SGA Hunedoara crede că până la sfârșitul lunii iunie vor fi finalizate și lucrările de la digul din Deva, care nu țin de instituția pe care o conduce. Aurica Lăsconi a mai declarat că în perioada 2020-2021 cei de la sistemul de gospodărire a apelor Hunedoara au efectuat reparații majore la digul din Deva. În cursul acestei luni, la finalul lunii, Apa Prod va începe acțiunea de montare a conductei care de vine de la stația de epurare și care uh, supratraversează apele din stația de epurare atunci când nivelul uh, canalului de versor este plin. Acest lucru este necesar pentru că digul Deva a avut o reparație majoră în cursul anului 2020-2021 uh, și această conductă încă nu a fost montată. Sperăm ca în cel mult două luni de zile să fie finalizată construcția acestei conducte. Sediul Hunedoara are în administrare 66 de kilometri de diguri din județ, aflate în raza de competență a administrației bazinele de apă Mureș.